O glumă se face? Dar să devin papagalul presei? Nu se poate, eu sunt Giovanni Becali. Nu mai chemați pe mine Măruță, ălaltul Capatos. Hai bă, Giovanni, băi, Dane, bă, pe mine mă cheamă Giovanni Becali, bă, tu ești nebuna, că păi vrei să vin eu să stau cu craci goi acolo, cu țâțele lui aia cu tare, poate îmi plac și mie țâțele craci goi cu tare, dar nu așa pe față, ca tine. Cum să vin eu, Giovanni Becali? Vin papagalii la tine. Cum a fost povestea cu Melodiu, cu barul Melodiu? Ah, cu Melodiu. Că eu când înțeleg că a avut o ambiție, când am plecat în, cu Mercedes. Când am plecat în bulevard și mai făceam și școală, mai jucam și fotbal la Dinamo și mai făceam și o business cu bilete, cu valută mai târziu. Ai văzut că la Melodiu, la Patria acolo, băgau balerinele, corpul de balet. Normal. Care dansa cu tare cântăreții. Da. Fotografiau. Și eu mă uitam acolo și vine un plutoner major, cap de mort, îi spuneau așa. Ce faci mai aici? Ești știa ce fac eu pe acolo. Ce te uiți aici? Tu ești mic, du-te la școală. Și îmi dă câteva bastoane de intrare. Câți ani aveți? Bă, am 17 ani. Și zic, bă, fii atent aici. Bă, dacă nu o să cumpări odată barul ăsta, fi dar măta, dracu, de gabor stricat care ești. Și am fugit pe strada aia până la Dionisie Lupu. Da. Partea aia altă. Că biletele la Patria nu puteai să le dai de la 9 la 11 acolo, că venea el și mai veneau aia mai mari și mi le luau cu japca, mai mă băteau. Dar ce se făceau?